Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul YouTube Pași Natură. Astăzi am vrut să evadez un pic din București. Am urcat pur și simplu un tren și am zis pe unde o să facă cu ochiul muntele, acolo o să cobor. Nu știam exact ce traseu voi face, doar îmi doream să ies un pic în natură. Până la urmă am ajuns în Bucegi, am urcat până la Silva și o să fac traseul jepi mici. Văd cât îmi permite stratul zăpezii. A nins zilele trecute, așa că nu știu exact ce o să fie sus în creastă. Dar hai să trag o gură de oxigen și să îmi consum un pic energia prin natură. Vremea e de poveste, peisaj așa de toamnă târzie, iarnă. Un pic de zăpadă aici la început de traseu, plus ceața asta care mă înconjoară, dar e fain. Atât timp cât respir aer curat, pot merge pe orice vreme. Încerc să fac un traseu mai alert, am 5 ore de lumină, așa că îi dau bătaie. Ne mai vedem mai sus pe traseu. Se pare că avem traseu comun. Sper să nu fie chiar atât de comun. Se bifurce la un moment dat, sau cel puțin să fie de asta noapte. Uau! Voi vedea ce noroc va fi. Hoppa! Când mergeți în zone cu prezență de urși, încercați să vă faceți simțită prezența în zonele unde nu mai aveți vizibilitate în față. Aici vizibilitatea la mine e destul de scăzută, dar mai ales în zone de urcare și coborâre unde nu mai vedeți după colț, pe o coborâre, în pantă, pe bolovani. Woo! Pentru că acolo sunt zonele cumva cele mai expuse. Unde nu vă vede din timp, nici voi nu vedeți din timp și atunci surpriza poate fi neplăcută. Cu cât urc mai mult în înălțime, stratul zăpezii începe să crească. Semn că sus, pe la Caraiman, dacă reușesc să ajung, adică zăpada e calme. Văd, nu mi-am propus încă să ajung până într-un anumit punct. Văd ce-mi rezervă traseul. Marcajul până la cabana Caraiman este cruce albastră. E un traseu destul de expus, așa, cu multe zone de lanțuri, zone expuse, dar cu atenție se poate face. Nu e pentru oricine, într-adevăr. De multe ori am văzut turiști nepregătiți blocați în atacuri de panică pe zonele astea.
iarna a început să-și intre în drepturi cu țurțuri. E un peisaj fain. De asta și merg iarna la munte, pentru că e cu totul altceva. Magia norilor. Asta e fain iarna, că se schimbă peisajul mereu. Mergi prin nori, urci deasupra lor, iar intri, iar ieși. E un peisaj în continuă schimbare. La un moment dat erau atât de multe urme de urs prin zonă că am zis că e posibil, e foarte posibil de fapt să mă și întâlnesc cu ei. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că au deviat, cred că au un burlog undeva în stânga, în valea asta. Urmele nu foarte mari. Am văzut și de pui, cred că un an. Între un an și trei ani, probabil. Adică pui, să zic așa, că până la 3 ani ar fi pui. Nu știu care e treaba cu mama lor. Dar nu a văzut ceva urmă mai mare așa ca de mamă. Ceea ce e bine. Și la un moment dat ziceam că s-au lăsat în vale urmele. Și aici predomină urmele de capră neagră. Deja, odată cu ieșirea din pădure, se cam termină, teoretic, teritoriul ursului. Că el stă mai la adăpost în pădure, ca să aibă și cu ce se hrăni. Pe când capra neagră e cumva invers. Stă în golul alpin, pentru că aici se simte ea în largul ei. Îi place să se cocoațe peste tot. Capre negre, în zona asta le văd mai mereu. La o oră sub Careman,
e o zonă unde stau. Intersecta cu marcajul cercul vostru care duce spre cabana Piatra Arsă și apoi coboară spre Cepri Mari. Vizibilitatea e foarte scăzută. Noroc cu stâlpii ăștia care sunt și pe traseu, că te mai poți orienta. Știam în ce m-am băgat, știam că vor fi nori. Gândeam totuși că poate plafonul va fi sub mine sau deasupra mea. Sunt chiar în plafonul de nori. Dar ăsta e muntele. Marcajul meu s-a transformat în bandă galbenă. A fost o intersecție de trasee. Cel care vine de sus, de la Babele, și se intersectează cu banda galbenă care duce la Piatra Arsă. M-am reorientat iar pe traseu. Nu m-am mai dus până la Piatra Arsă. M-am intersectat cu traseul care duce la cantonul Jepi. Cantonul Jepi mici, marcat cu triunghi. Am făcut asta pentru că am și o priveliște minunată asupra Baiului. Astăzi trebuia să fiu teoretic în Baiului, da? Am zis să încerc Jepi, că Baiul l-am tot făcut și arăta foarte mult nor și se pare că norii s-au risipit un pic acolo.
chiar drăguț. Trecerea prin Jnepăniș o să fie una destul de grea. A nins, jnepenii sunt acoperiți de zăpadă și s-au lăsat în potecă și practic nu mai există o potecă. Zăpada e mare, trebuie să încalec fiecare jneapă. Poate zăpada apasă și a culcat la pământ. Cam așa e poteca mea prin jnepeni. Ceva ce n-am mai întâlnit până acum. Practic nu este o potecă. Trebuie să călăresc toți jnepeni ăștia. Haideți că traseu în 4 labe n-am mai făcut. Nici că merg în tunel. Dar asta e. E bine că l-am și pe ăsta. Că pe deasupra e horror. Ia uite. Ursul mai trebuie să mai ies în calea mea pe aici, să dau un nas în nas cu el, fiind pe burtă. Să ies un pic la luminiș. M-am cocoșat. Am reușit să ies din Marea de Jnepeni. Parcă nu mă mai vedeam ieșit. Am ajuns la canton. O să fi terminat jnepenii ăștia urți. Să fi mai ok de aici. M-am obosit maxim. Am notat pe mii de... Nu știu cum. Sunt ca un labirint. Alte căprițe.
Pentru asta vin la munte. Oricât de grea ar fi tura și mersul prin ceață și zăpadă și toate cele, dar peisajul ăsta îți reîncarcă bateriile de nu se poate. E cânt ursului. Ce să fac? Îi cânt eu lui ca să nu-mi cânte el mie. Ce să zic? Asta a fost coborârea și pe jepii mici. Nu am filmat foarte mult pentru că nici nu prea e ce să filmezi. E o coborâre continuă, fără pasaje expuse, mare parte prin pădure. De asta am și ales-o, pentru că pe partea cealaltă, nu, să nu încercați așa ceva acasă. Deci nu recomand. Ce am făcut eu astăzi, nu recomand nimănui. Ce puțin în condițiile astea așa de iarnă, de zăpadă. A fost destul de riscant pe alocuri, cu zonele expuse. După aia, partea cealaltă de la aproape de intrarea în jepi, aia cu jnepenișul, a fost horror. N-am mai întâlnit niciodată jnepeni așa să fie culcați la pământ. Efectiv, să nu mai fie niciun fel de cărare, să te urci pe ei, pe deasupra, ba pe dedesubt. Ați văzut pe filmare care v-ați uitat. Deci, nu. Nu recomand. Bine, nici n-ai de unde să știi că, așa am zis și eu când am plecat de acasă, câtă zăpadă poate să fie, cât mă gândeam dacă e multă, e afânată, capul a nins zilele trecute, nici temperatura încă nu e foarte scăzută și mă așteptam să fie mai moale. Din potrivă, pe zonele unde aveam nevoie să fie zăpada moale, a fost înghețată, chiar pe zonele expuse, lanțurile prinse în gheață. Dar ce se face? Asta e. Și pe partea asta la altă, cu jnepeniș, eu am înotat până la genunchi în zăpadă. Prin jnepeniș, mă urcam pe jnepeniș, cădeam în zăpadă până la genunchi. Asta e, ce să-i faci? Asta e muntele. Dăm înainte. E bine să învățăm ceva după fiecare experiență din asta. Am mai făcut traseul ăsta într-o iarnă cu viscol, dar nu mi s-a părut așa, nu știu de ce. N-au fost porțiunile alea înghețate, expuse. Și asta cu jnepenișul n-am întâlnit niciodată. E prima oară când întâlnesc așa ceva. Da. Ce să facem? Dăm înainte. Cam asta a fost pentru ieșirea de astăzi. Nu vă mai țin. Cât este ceasul? Este 4 și jumătate. Am plecat la 12 fără un sfert. Deci cum vine? 1, 2, 3, 4... Hai să zic, un 5 ore. 5 ore, probabil că de aici mai am încă 20 de minute. Undeva 5 ore, 5 ore și ceva cu tot traseul. Nu asta e important, cât faceți pe traseu. Eu de multe ori mai grăbesc traseul, îmi place să mă obosesc, să-mi depășesc limitele, nu mă băgați în seamă. Dar da, până la urmă e și pentru cei care vor să facă astfel de lucruri, să-și depășească timp și alte lucruri, dar și pentru cei care vor să meargă mai liniștiți. Bine, partea cu jepii mici, nu, acolo nu e pentru oricine și nu în condițiile astea.
Dar jeepii mari sunt chiar, îi recomand, e frumos de mers. Cine vrea să meargă ca o alternativă la jeepii mici, să urce de la Silva de acolo, eventual să facă pe traseu, că este și cascada urlătoare, după care să continue traseul până sus la Piatra Arsă și de acolo fiecare ce-și alege. Poți să mergi la Babele, poți să mergi la Sfinx, la Cruce, la Omu. Pentru cei care vor să lungească mai mult traseu, poate să rămână undeva pe la Piatra Arsă, să nopteze pe acolo. Deci trasee sunt destule. Așa că nu uitați, dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați și veți fi anunțați când voi posta ceva nou. Aveți grijă de voi, mai ales acum iarna. Echipați-vă corespunzător, colțari, pioleți, mănuși, haine groase și neapărat urmăriți starea vremii. Eu am cam urmărit-o zilele astea, am fost destul de nehotărât unde să merg, dar până la urmă vremea a fost ok. Ceața, asta e, ceață e frecvent pe la munte. Așa că aveți grijă de voi, rămâneți cu bine și trasee faine să aveți. Numai bine!